În această perioadă, ghișeele serviciului de pașapoarte sunt luate cu asalt de buzoienii care vor să-și preschimbe documentele de călătorie. Este vorba în special de cetățeni stabiliți în alte țări care au revenit pentru câteva zile acasă, unde au petrecut sărbătorile alături de rude. Data sărbătorilor de iarnă, într-adevăr, s-a înregistrat o creștere a numărului de solicitări din partea cetățenilor pentru eliberarea pașaportului. Comparativ cu luna octombrie, vorbim de o creștere cu 30-40%. 80-90 de cereri înregistrate zilnic de cetățeni care revin acasă de sărbători, cu această ocazie își reînnoie și documentele de călătorie. Pentru a evita pe cât posibil cozile de la ghișee, solicitanții de pașapoarte se pot programa online. Cei care nu au posibilitatea tehnică de a apela la acest mijloc de programare sunt nevoiți să meargă direct la serviciul de pașapoarte care funcționează în sediul prefecturii. Acolo își pot depune documentele în baza unui bon de ordine eliberat de aparatul de ticketing instalat în incintă.